Bună ziua! Vă mulțumim, dragi prezentanți ai presii, că ați dat curs acestei invitații. Dragă prietene și dragă concetățean, tu ești obosit, supărat, dezamăgit de tot ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani de zile. În ultimii 2 ani de zile tu ai fost lăsat singur să ții piept tuturor provocărilor, să ții piept unei din cele mai mari provocări care este legată de pandemie și consecințele pandemiei, consecințe economice sau sociale. Tu, dragă prietene, ai fost pus în fața faptului și să ții piept singur tuturor provocărilor fără ajutorul autorităților statului sau fără vreo intervenție a statului. În 2 ani de zile tu ai fost martor și pe alocuri poate un spectator activ la un spectacol al absurdului, la o confruntare politică care nu ți-a făcut deloc viața mai bună. Un spectacol și o confruntare pentru putere care iată că în această perioadă ia o amplare și crește în intensitate. Aceste alegeri parlamentare nu sunt altceva decât o continuare a celor prezidențiale. Este o confruntare între două persoane, Sandu și Dodon, și două poluri care luptă pentru putere și, de fapt, astăzi împart puterea. Nu este o confruntare de idei sau de soluții. În acești ultimi 2 ani, Moldova a avut 2 premieri, vreo 4 guverne, economia se prăbușește, viața devine tot mai grea și în fiecare zi, tu, dezamăgit, te gândești dacă nu cumva este cazul să-ți faci bagajele și deja te gândești la drumurile migrației. La aceste alegeri parlamentare urmărim o luptă de orgolii. Mai exact, urmărim cine se dă, pentru că nu există nicio program sau nicio soluție tot ceea ce înseamnă Moldova post-pandemică. Concurenții care deja s-au înscris în cursă electorală nici n-au venit cu vreo idee să puncteze niște probleme cu care oamenii se confruntă și să aducă soluții. Tot ceea ce auziți voi, dragi prieteni, corupție, justiție, pericole externe, securitate regională și alte chestii greu de măsurat și atât de ușor vor fi uitate imediat după alegeri. Aceste alegeri sunt despre o țară dezbinată, obosită, dar care vrea să creadă. Să creadă că poate forma peste o zi sau alta o nouă clasă politică. La aceste alegeri parlamentare, Pro-Moldova nu va participa ca și concurent electoral. Dar noi vom fi de partea oamenilor și vom fi de partea ta, dragă concetățean. Împreună cu tine noi vom urmări concurenții electorali, programele electorale și vom fi alături de tine pentru ca să deconspirăm falsurile și promisiunile electorale mincinoase. Vom fi alături de tine ca tu, în conștiință de cauză, în ziua alegerilor, să faci alegerea corectă. Și nu este un lucru nou, pentru că noi, Pro-Moldova, am fost singurul partid din Parlament care am ales să fim în opoziție în acești 2 ani de zile. Noi am militat împotriva prostiei și amatorismului. Am criticat inacțiunea guvernului și am prezentat planuri, de fiecare dată am prezentat planuri de alternativă în domeniul economic, social, sectorul financiar sau în tot ceea ce înseamnă bunăstarea cetățenilor. Pro-Moldova este singurul partid care nu a făcut alianțe în acest parlament. Toate celelalte partide parlamentare, socialiștii, PAS, Platforma DA, Partidul Democrat, ȘOR, au făcut alianțe pentru a ajunge la putere și au fost la putere și sunt la putere în acești ultimi 2 ani de zile. Noi în continuare vom veni cu soluții pentru educație, sănătate, economie. Vom dezbate propunerile noastre cu profesioniștii din țară, cu oameni care dezaprobă amatorismul și experimentele sociale. Noi vrem să aducem
țara la normalitate. Promoldova, într-un an de la fondarea partidului, a crescut și a obținut încrederea oamenilor pentru că a spus lucrurilor pe nume, pentru că am fost consecvenți și de fiecare dată am mers pe aceeași linie de dezvoltare. Problemă identificată și soluțiile propuse. Astăzi spunem franc că nu este pentru sau nu este timp pentru oameni de treabă. Astăzi se confruntă de fapt orgoliile. Și acest scrutin nu este altceva decât o continuare a alegerilor prezidențiale. Iată de ce noi de la Promoldova vom începe o campanie de informare și de mobilizare ca în timpul cel mai apropiat, fiind alături de tine, dragi, dragă prieten și dragi concetățeni, să deconspirăm, precum ziceam, toate minciunile și promisiunile false. În așa fel, încât pe data de 11 iulie, fiecare din noi să luăm o decizie corectă și să alegem cu bună conștiință. Vreau pe această cale să mulțumesc tuturor colegilor și simpatizanților echipei Promoldova. Într-un an de zile de când noi am fost fondați, o perioadă foarte mică de timp, de fapt, dar o echipă care întotdeauna și-a avut poziția sa, vocea sa, atât în Parlament cât și în societate, și care încă, cu siguranță, va juca un rol important în politica moldovenească. Vom fi incomozi pentru concurenții politici și pentru adversarii politici, dar vom fi alături de tine, dragă prietene și dragă concetățean, în așa fel încât prin profesionalismul și pragmatismul nostru, echipa Promoldova să poată să fie alături de tine de fiecare dată. Noi ne-am mobilizat și echipa Promoldova era gata să intre în această cursă electorală. Dosarul pregătit pentru o înregistrare la CEC, decizii luate la nivelul partidului, dar confruntarea politică de astăzi nu este o confruntare de idei și soluții și de pragmatism, profesionalism și tot ceea ce înseamnă soluții pentru bunăstarea ta, dragă prietene și dragă concetățean. Această confruntare este cu totul despre altceva. Este lupta pentru putere dintre doi actori care nu fac altceva decât continuă și prelungesc alegerile prezidențiale. Vă mulțumim foarte mult tuturor susținătorilor, mulțumim foarte mult tuturor membrilor echipei Promoldova pentru dedicația pe care au dat parte și și-au manifestat în această perioadă de timp în eforturile de pregătire pentru campania electorală și pentru desfășurarea ei. De astăzi suntem într-o alt fel de campanie. Într-o campanie, așa precum spuneam, ca să fim alături de cetățeni în a discuta, dezbate programele și soluțiile, în ghilimele, propuse de concurenți electorali, pentru a arăta foarte clar ce minciuni se promovează, ce manipulări și ce falsuri electorale, cu ce falsuri electorale vin concurenți electorali. Vă mulțumim foarte mult! Vă stăm la dispoziție dacă sunt întrebări. Da, vreau frumos să ne spuneți pe cine îndemnați să voteze electoratul dumneavoastră. La ora actuală este prea devreme să ne expunem pe acest subiect. Urmează campania electorală. Noi vom fi alături de cetățeni să le arătăm cetățenilor cine minte, ce minciuni gogonate vine în fața electoratului și cu ce promisiuni goale și deșarte vine. Fiindcă noi deja vedem că nu e o confruntare de soluții și de probleme cu care chiar se confruntă oamenii, această campanie electorală este despre altceva decât despre oameni. Este o banală luptă și confruntare pentru putere între doi actori politici, iar restul toți nu fac altceva decât un zgomot de fon. Și noi, pe parcursul acestei campanii, vom discuta cu oamenii,
vom lămuri lucrurile, vom veni cu soluțiile noastre și cu alternativă la tot ce, la toate minciunile care sunt debitate de concurență electorală. Și ulterior, deja împreună cu toți alegătorii, vom lua decizia ce facem pe data de 11 iulie. Dar ați decis dacă Pro-Moldova va susține pe cineva în această campanie electorală? În această campanie electorală nici nu pot să susții la ora actuală pe cineva, deoarece nimeni nu a venit în fața cetățenilor cu abordarea problemelor ce țin de viața de zi cu zi a oamenilor. Astăzi, cetățenii țării se confruntă cu probleme în bunăstare, locuri de muncă, grădiniță, școală, securitatea, inclusiv securitatea de zi cu zi a oamenilor. Dar noi vedem doar oameni buni, vremuri bune și pericole externe. Geopolitică, seceră și ciocan, după 30 de ani de zile puse pe fonul steluței roșii. Back in time, cum s-ar spune. Ne-am întors înapoi de unde am pornit 30 de ani în urmă. Și asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Și asta trebuie să înțeleagă fiecare conațional care va fi chemat pe data de 11 iulie la alegeri. Pro-Moldova, în primul rând, nu se retrage, că noi nici nu am intrat în cursul electorală. Și orice campanie electorală poți să o faci și cu un leu, dacă într-adevăr ai intenția să o faci. Aici vorbim nu despre surse financiare sau surse umane, sau vorbim despre a vrea sau nu a vrea. Astăzi, societatea este divizată. Societatea astăzi și electoratul este polarizat în extremă și astăzi, de fapt, nu este o veritabilă campanie electorală. Noi de fiecare dată am spus că alegerile parlamentare anticipate, organizate în felul în care se organizează, nu vor aduce niciun beneficiu. Cheltuială de bani și aceste alegeri deja ne costă nu 120 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor. Aceste alegeri pe noi deja ne costă 11 miliarde de lei gaură în buget și multe alte miliarde de lei până la sfârșitul anului. Aceste alegeri nu vor aduce schimbare, deoarece cei care promovează alegerile și au intrat în campania electorală atât de determinat, nu luptă pentru bunăstarea cetățenilor, dar pentru a-și împărți puterea și nu altceva. Și asta noi o vedem că se întâmplă în continuare ca prelungire a alegerilor prezidențiale. Dumneavoastră, domnule Candu, cu ce vă veți ocupa mai departe? V-ați gândit? În toată această perioadă, în toată această campanie electorală, echipa Pro-Moldova și eu personal, care sunt mândru să fac parte din ea, vom fi foarte activi prin țară, în acțiune, în comunicare cu oamenii, în comunicare inclusiv prin intermediul presiei sau comunicare virtuală și vom fi foarte activi a discuta despre concurenți, despre programele concurenților, dar pe subiecte exacte. Economie, domeniul social, educație, sănătate, arătând cetățenilor, vouă, dragi prieteni, arătându-vă de fapt falsurile și promisiunile mincinoase cu care vin concurenții electorali. Și de fiecare dată noi vom veni cu soluțiile și cu aceste abordări profesionale și pragmatice de care noi întotdeauna am dat dovadă și întotdeauna am fost promotori acestora. Nu doar vorbe goale și nu doar falsuri care vor apărea cu duzina în alegerile parlamentare pe perioada acestei campanii. Vă mulțumim foarte mult, succes, o zi bună în continuare și să fie într-un ceas bun. Thank you.